genul programului Talk Show. Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit. Zile mai călduroase, nu știu dacă suntem iarnă sau suntem încă în iarnă sau a venit primăvara. Discutăm despre administrația municipiului Deva la început de an. Domnul viceprimar Ovidiu Moș este la noi în studio. Bună seara, bine. Bună seara. Ați revenit la noi, da, la mulți ani. La mulți ani. Salut și eu toți telespectatorii postului dumneavoastră. O să avem și punctul de vedere la începutul emisiunii, stimați telespectatori, pentru că, nu de alta, dar avem întotdeauna știri pentru dumneavoastră. Cea mai comentată știre, care deja face furor pe Facebook și unii își dau tot felul de păreri. Ceea ce e bine că trăim într-o țară liberă, dar ziarul Hunedoreanului, dăm te rog laptopul, pentru că nu mai este niciun secret, update incompatibil. Mandatul lui Mircea Ion Moloț a ajuns la final prin decizia Înaltei Curți de Casație. Mircea Ion Moloț își pierde mandatul de președinte al Consiliului Județean ca urmare a sentinței pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție. Astfel, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins miercuri recursul declarat de Mircea Ion Moloț și au menținut decizia de incompatibilitate pronunțată în urmă cu mai bine de un an de Curtea de Apel Alba Iulia. Pe de altă parte, instanța a respins ca nefondate cererile de intervenție accesorie formulate de Sindicatul Național Solidaritatea și Asociația Civică Dreptatea. Agenția Națională de Integritate a stabilit că Mircea Ion Moloț a fost în stare de incompatibilitate în perioada 26 septembrie 2008-30 ianuarie 2009, deoarece a deținut simultan atât funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, cât și pe cea de președinte al Adunării Generale a Acționarilor, AGA, respectiv reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale NAGA la SC Drumuri și Poduri S.A. Deva. Mircea Ion Moloț a atacat decizia ANI, iar procesul a ajuns în faza de recurs pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar sentința este definitivă. Totuși, surse juridice vorbesc despre faptul că ar mai putea exista o portiță legală prin care Mircea Moloț să își termine mandatul în fruntea Consiliului Județean Hunedoara, respectiv o cale extraordinară de atac. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile legale, se pot ajunge la o rejudecare a procesului pe care extraordinar, iar sentința pronunțată inițial va fi suspendată până la finalizarea noului proces. Bun, câteva comentarii pe marginea asta, pe marginea știrii acesteia. Din păcate, justiția română, zic eu, iarăși demonstrează incoerență. Da? Vedem că și domnul președinte Iohannis a fost în stare de incompatibilitate, ceea ce nu s-a confirmat, pentru că, bun, erau și alte spețe, corect, dar pe mine nu mă interesează. Mă interesează foarte, foarte mult ca procesul de justiție, da, să fie unitar pentru toată lumea. Mă, dacă e legea, e pentru toți. Și pentru Iohannis, și pentru Moloț, și pentru Mircea Mihulescu, și pentru Ovidiu Moș, și pentru oricine de pe lumea asta. Chichițele astea, șmecheriile astea de care se leagă acum ANI, fac parte dintr-o luptă politică. Cel puțin așa mi se pare mie. Dom'le, că o fi bine, că o fi rău, că se întâmplă să piardă unii mandatele, asta nu discut eu. Pe mine mă interesează justiția, că în fond și la urma urmei, fiecare cetățean din țara asta, mai devreme sau mai târziu, da, dă cu capul de doamna asta care ar trebui să fie legată la... Bă, ori judecați, ori vă faceți că judecați, ori... Deci ăsta e comentariul meu. N-am absolut niciun fel de problemă. Ok, e un verdict, nu-l comentăm, comentez incoerența justiției. Bine, o să sară unii, să-mi explice... Mari meseriași, cunoscători în ale justiției. Dom'le, nu mă interesează amănuntele astea de finețe și de nuanță juridică. Astea, când intră astea, se fură România rău de tot. Când intră asta, scapă vinovații și sunt condamnați de vinovații. Când intră lucrurile astea, nu e bine. E, legea ar trebui să fie simplă, clară. Bă, asta ai voie, asta la altă n-ai voie, punct, la revedere. Și atunci... Deci nu, e o problemă foarte, foarte mare. Vă dau și o știre despre care m-am certat astăzi, mărturisesc cu unii de la o companie de telefonie mobilă care trimit mesaje cu jocuri și după aia dacă te abonezi la jocul respectiv,
Nu vă spun despre ce companie e vorba, dar am sunat de vreo două ori la București și ieri și astăzi. Îți tot vin mesaje, bun, n-am făcut eu prostia, a făcut-o una dintre fetele mele, că era telefon mobil pus în joc și nu știu ce. Dom'le, de când au ăștia de la companiile de telefonie mobilă licențe pentru jocuri de noroc? Că în fond și la urma urmei e un joc de noroc. Dacă mă duc să iau un bilet la loto, mă taxează odată, mi-am luat hârtiuța, mi-am completat numerele, nu mai vine și a doua oară tantea aia să zică, bă, mai dă odată bani. Nu, când mă duc, biletul respectiv, dar reprezintă o tragere, ca să zic așa, adică particip la o tragere cu el. Nu mai vine după aia să-mi bate la ușă. A venit după banii pentru loto. Care bani, frate? Deci, vedeți, așa face compania de telefonie mobilă, da? Să sperăm că, în sfârșit, o voi rezolva cumva. Probabil că ați mai pățit și dumneavoastră. O știre scurtă și după aceea intrăm în subiectul emisiunii. Legea Big Brother 3, neconstituțională. Ce spun cei care au sesizat Curtea Constituțională a României? PNL a salutat miercuri decizia magistraților Curții Constituționale de a declara neconstituțională legea securității cibernetice, cunoscută sub numele de legea Big Brother. Să știți că nu e o surpriză, am făcut această sesizare nu pentru că grupul PNL nu și-ar dori să existe garantarea securității cetățenilor din România, nu pentru că nu ținem cont de contextul în care se află România astăzi, ci tocmai pentru că suntem convinși că putem oferi garanții constituționale și pentru dreptul la viață privată, dreptul la corespondență privată, pentru absolut toate drepturile fundamentale, a declarat Alina Gorghiu, copreședintele PNL, într-o conferință de presă comună cu Vasile Blaga. Bun, întoarce-te un pic pe mine că nu mai, vă mai vorbesc un minut și gata. Iau așa, foarte simplu. Da? Ce se vrea cu legea asta? Să fim supravegheați? Să fie securitate cibernetică, domne, dacă te duci ei pe numele unor oameni fără adăpost, da, boschetari, cât sunt în România asta, te duci în Bacău, te duci în București, te duci în Slatina, te duci, imposibil să nu-i găsești pe străzile din România. Te duci și faci, cumperi 3 cartele, 3, 4, 5 cartele pe numele lor. Deja poți să-ți faci rețea teroristă. Cine te mai prinde pe tine? Da, dacă e să te ia după buletin și după înregistrări și caută-l pe ăla. Că ăla e păstrez, frate. Deci, nu e o măsură bună în România. Da, vedeți, securitatea nu a murit, nu un pic s-o hodinit-o și acum dă înainte. Bun. Trecem la subiectele care ne interesează. Administrația locală la început de an. Încă o dată, bună seara, domnul viceprimar. Bună seara. Dacă stăm să ne uităm, iarna asta a fost așa, o străfulgerare, să zic, cu un pic de zăpadă. Dezăpezirea a funcționat, nu? Dar și când a început să funcționeze dezăpezirea, n-a mai funcționat dezăpezirea, că au dat cu material antiderapant, care acum e pe străzi. Dacă ieșiți, trebuie să ne apucăm de deznisipare. Nu, în prima zi a fost o problemă, după care am intervenit, adică chiar în ziua respectivă am intervenit cu utilaje. Noi am avut două contracte de altfel. Unul s-a încheiat în 31 decembrie și unul a început în 1 ianuarie. Dar și până în 31 decembrie, eu zic, în afară de prima zi, care au fost niște mici probleme, pot să vă spun că situația a fost sub control. S-a dat cu material antiderapant, cu sare, cu nisip, cu absolut ceea ce cerea contractul. Avem mașini care tot timpul sunt pregătite. Bineînțeles, acum, după ce s-a topit zăpada, a rămas materialul antiderapant, în care noi am și dat comenzile respective societății de salubritate pentru a-l curăța și a-l îndepărta de pe trotuare și de pe drum. Deci nu m-ați dat comenzile, că până acum societatea respectivă... Au început. Nu știu pe care stradă, că pe sunt foarte curios. Au început. Eu o să vedeți, în două zile nu o să fie deva curată. În două zile, ziceți dumneavoastră? Eu vă spun că se lucrează, cu siguranță. Bun, eu aștept că și la mine pe stradă este... Și știți cum? Materialul ăla antiderapant n-a fost nisip curat. Sau, mă rog, probabil că mai fi fost este mizerie. Nisip amestecat cu sare. Probabil că a mai fost mizerie, dar oricum el undeva pe partea carosabilă pe unde trec mașinile l-au vânturat. E pe delături, așa. Dar acolo a format așa, un fel de... mocirlă mică, dacă intri, mergi cu pantofii, nu poți să mergi... Păi s-au dat cu cantități mari de tot, sigur, fiind sigur. Și fric, și gheață, și zăpada... Asta nu contestă nimeni, că îl vedem.
Îl vedem pășind prin el. La început s-a zis că păi, nu se dă cu material antiderapant. Da. De altfel, acum îl și vedeți. Da, corect. Vreau să vă întreb așa, de ce mai trebuie o comandă către Salubritate? Noi dăm comenzi ferme, unde să intervină. Păi nu mai există contractul ăla, că exista un contract ba da, cum să în nu? Care ei sunt datori să treacă și să curețe străzile fiecare stradă. Acum fiind zăpadă, gheață, nu mai este. Deci se lucrează, ridică gunoaie, deci se lucrează și vă spun că în 2-3 zile maxim deva va fi curată. Vă dați seama că luni mi-au camera de filmat. Cu siguranță. Hai, avem o echipă formată din 5 persoane de la primărie care în fiecare zi verifică și monitorizează problema respectivă. Bun. Stimați telespectatori, numărul de telefon este afișat pe ecran 0354738888. Spuneți-mi și mie dacă e o stradă curată în Deva. Eu n-am văzut niciuna. Poate să e o răutăcios. Ești răutăcios, domnul viceprimar, acum. Bine, am găsit 182 de străzi în Deva. Păi, de asta întreb. Toate, o să se v-am spus, cu siguranță, în câteva zile va arăta Deva. Am fost astăzi, am luat-o de la televiziune, care e aici, în capătul ăsta de oraș, și m-am dus până acasă, care casa e în micro 15. Deci n-am văzut pe nicăieri curat. Asta, de asta vă spun. Deci am mers tot centru, se lucrează frumos, pe la spital și am ajuns acasă. Bun, deci trebuie să dați totuși comenzi. Mai există totuși acel contract care prevede că Salubritatea trebuie să facă curățenie sau nu, face curățenie pe toate străzile din municipiul Deva? Adică da, trece acea mașină? Bineînțeles, da. Ce deci există, este în vigoare. Da, este nu mai vigoare, trebuie să le dați nicio comandă. Este în vigoare și mai mult decât atât am început un program de modernizare a containerelor. Așa, cu venim Salubritatea? Cu Salubritatea. Este un proiect pilot. La ora asta avem în jur de 8, cred că la sfârșitul lunii 10, îngropate, unde o să dispară și mizeria de lângă containere. Am mai pus la dispoziție încă 10 amplasamente, deci 20 în prima fază. De câte ar fi nevoie? Adică, știu eu, câte amplasamente sunt pe teritoriul municipiului Deva? Păi, în funcție de cum fac investițiile Salubritatea, noi punem la dispoziție decât amplasamentele. Doar amplasamentele, corect. Câte locuri au acum de unde ridică gunoi? Aveți idee, așa să zicem, și câte s-ar preta să se facă astfel de amplasamente? Sunt sute, în orice caz. Deci câteva sute, am înțeles. Și bun. Vrem să modernizăm. Deci până acum sunt 10. 10, până la sfârșitul lunii, am mai pus la dispoziție încă 10 amplasamente. Deci vor fi 20. 20 în prima fază. 20 în prima fază, bun. E miza asta, eu înțeleg pe cei de la Salubritate că încearcă să facă lucruri mari acum, pentru că este miza asta, după construirea deponeului ecologic, zonele din care, să zic eu, pe care vor acționa firmele de salubritate, vreo 5 firme de salubritate, sunt 5 zone pe tot județul. Așa se intenționează. Așa se intenționează și așa va fi, ca să zic. Păi da, în prima fază fiecare trebuie să-și încheie contractele cu primările. Bineînțeles, păi până mai anul ăsta mai am. 2015. Din 2016 trebuie să fie funcțională. Nu, din 2016 funcționează deponeul de la Deva. Da, el funcționează în mod integral. Deponeul de la Deva mai are autorizație până la anul. Până la anul. Societatea care face curățenie în Deva mai are, nu știu, cred că 2 sau 3 ani de contract. Am înțeles. Deci bun. Două lucruri diferite. Două lucruri un pic diferite, corect. Da. Bun. Ce ar mai fi de rezolvat aici? Pentru că am intrat... Cunoașteți grupul Civitas, mă gândesc? Cunosc, cum să nu cunosc, da. Cred că vin și vin cu știu eu, sugestii și cu sesizări. Da, chiar sunt foarte prezenți pe ea. Era o școală, cred că școala din Progresul prezentată aici, nu știu dacă mai găsesc cum îi zice, imaginea. Era o școală prezentată acum pe grup și încă câteva locuri din oraș unde gunoaiele sunt acasă la ele, să zic așa. Am fost eu personal, am văzut despre ce e vorba, am discutat cu cei de la Salubritate. Eu vreau să fac și un apel cetățenilor. Unde mai sunt locuri de genul ăsta, mai dosite, mai ăsta, există un dispecerat la Salubritate și poate să se sune să sesizeze problemele astea ca să fim un pic mult mai operativi. Dăm un pic laptop. Uite, vă arăt eu unul acum. Nu-i dosit. E în mijlocul orașului. În mijlocul orașului, nu. E la mine în cartier, chiar în capătul străzii. Se numește Astoria. Da. Vedeți? Deci pozele sunt... Bine, Astoria arată jalnic. 10 ianuarie. Câte amenzi le-ați dat domnilor care dețin? Te lasă pe laptop, te rog frumos, că da.
E același subiect. Câte amenzi le-ați dat, domnilor? Păi s-au dat amenzi, s-au sesizat. Deci, până la urmă, în final, vom ataca în instanță și vom demola acest obiectiv. Sunt mai mulți proprietari, inclusiv terenul este altuia. Deci este și o problemă cu a investi. Domnul viceprimar, amendați-i pe toți? Pe toți îi amendăm, cu siguranță. Deci nu că dacă stăm așa... Nu, pe au trecut, toți. Să vă spun ceva. Deci a fost Mircea Muntean primar, și-a terminat un mandat, a mai câștigat, unul a zis, eu voi rezolva Astoria. Voi rezolva, zic, n-a rezolvat-o. A venit domnul Mărginean. Cât a trecut de la alegeri din 2012, iar când în iunie sunt vreo 3 ani, doamne, o să rezolvăm, o să fie bine, o să trece și mandatul domnului Mărginean și nimic. Deci uitați-vă cum arată, vă invit la mine pe stradă. Da, cunosc foarte bine. Știți poveste. Exact. Cunosc foarte bine problema clădirii de la Astoria. Bun. Care e numărul? Știți numărul pe deasupra, numărul dispeceratului de la Salubritate sau unde îl găsim? Nu? Este afișat pe site-ul primăriei. Deci pe site-ul primăriei. Bun, o să intrăm. Inclusiv la pentru dezăpezire, funcționăm cu două dispecerate. Dispeceratul de la Poliția Locală. Așa. Și dispeceratul de la Salubritate. Special pentru dezăpezire. Special pentru dezăpezire. Da. Haideți că uite, mă uit aici să văd. Știri, dar până la ultimele actualizări. Site-ul e actualizat, trebuie să mă descurc să găsesc eu aici. Da, din păcate găsesc... Am un telefon? Bine, hai să iau telefonul, până atunci mă mai uit aici. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vă rog. Dacă nu vă supărați, nu mă supăr. Să aduc un argument la domnul Moș, zicea că nu au mai fost probleme cu dezăpezirea imediat numai în prima zi. Pe data Așa. De 10 ianuarie am avut un parastat sus pe deal la cimitirul de pe deal. Nu s-a putut urca că nu s-a aruncat cu nimic. Pe deal, unde? Stați un pic. Pe deal unde? La Bejan sau pe Călugăreni aici, că am în două cimitire? Nu, la Bejan. La Bejan, la am înțeles. Așa. De pe Bejan. Plus că acolo e o problemă. Domnul primar, când a fost la alegeri, a zis, da, domnule, o să asfaltăm drumul ăsta până sus. E dezastru. Când plouă, când ăsta... Am avut câteva ocazii de-am fost la câteva mormântări, vă spun că parcă suntem în alt secol. Nu știu, exact ca și problema cu Astoria. Le rezolvăm, dar... Nu, pot să vă spun... Ok, așa, vă rog. Să lăsăm pe telefon. Situația după marginea orașului, micro 15, asta, îți lăsate deoparte de către primărie. Bun, de ce ziceți lucrul ăsta? Că nu... Pe strada Minerului, așa. De mult s-au tot făcut reclamații cu scările care urcă pe partea de sus către blocuri. Așa. În toamnă se zicea că s-au câștigat proiectul și se schimbă. Tot s-au măsurat sau asta, iarna asta era să ne rupem capul pe scările astea, că nu se poate urca că... În toate bine praf făcute. Am înțeles, știu unde pe Minerului acum, deci e porțiunea de la... sensul giratoriu de la Bălcescu înspre... Până la Trident. Până la, da, fostul Trident, da, până la biserică. Am înțeles. Bun, uite, o să încercăm să obținem răspunsuri de la domnul viceprimar. Vă mulțumesc pentru telefon, vă mai așteptăm în direct la punctul de vedere cu toată deschiderea și cu toată bucuria, domnul viceprimar. Mulțumesc. Da, toate deci bune. Pot să vă spun, inclusiv de strada care duce la cimitirul de sus de la Bejan, este prinsă pe lista de investiții pe anul ăsta pentru a fi modernizată. Și respectivele scări, aveți dreptate, de anul trecut prinse, au durat un pic procedura, dar odată cu votarea bugetului de luna viitoare se vor moderniza toate scările de pe strada Minerului. De pe strada Minerului, da. Pentru că acolo e o problemă, se urcă... Da, este, da, și este și un pic mai abrupt. Să ajungă. Și... Da, e abrupt, știu zona, pentru da. Că... Așa. Bun. Spuneți-mi, cu iluminatul, astăzi când am plecat eu în micro 15, ca să trecem un pic și la iluminatul da. Public, cu voia dumneavoastră, a fost luminat orașul de sărbători, cât a fost centru, a fost destul de frumos, destul de bine. Bun, nu putem rivaliza cu Sibiu sau cu... La Hunedoara am înțeles că a fost ceva de excepție. Poate reușesc să-l aduc și pe domnul primar de la Hunedoara sau pe domnul viceprimar în emisiune să vedem și care sunt problemele Hunedoarei. Fac un apel
Săptămâna viitoare îi aștept pe conducătorii, pe edilii municipiului Hunedoara să fie prezenți în studio. Eu am făcut diligențele necesare, dar văd că tot aștept răspunsuri. Nu e absolut niciun fel de problemă, da? Că eu am răbdare, multă, știți? Când am plecat eu astăzi acasă, de acasă, nu era lumină în cartier. Pe măsură ce așteptam, să zic așa, când așteptam șasele, barat, să vin încoace, încet, încet au început să se aprindă becurile, probabil o fi fost o defecțiune. Hai să vorbim un pic de problemele din iluminatul public, pentru că... Deci, referitor la iluminatul public, noi am avut un contract care s-a încheiat anul trecut cu firma Luxtem pe 10 ani. A fost o procedură de predare a amplasamentelor de la Luxtem către primărie, care au durat câteva luni. Nu sunt foarte bine situația. Avem o grămadă de sesizări. Avem la ora asta o firmă care, unde dăm comenzi ferme, dar problema va fi reglementată odată cu votarea bugetului, pentru că vom scoate la licitație mentenanța pentru iluminatul public. Acum mai avem contract? Era Luxtem. Nu mai avem contract. Deci mai de aici sunt toate problemele. Ne mai avem contract, noi trebuie să dăm niște comenzi ferme, punctuale, în funcție de sesizările care ne vin nouă. Bun, dar caietele de licitații despre date tot, sunt pregătite? Da, sunt urcate și pe site. Da, așteptăm să votăm bugetul și vom scoate la licitație. Dar asta în funcție de când vă vine de la București, după aceea trebuie să fie eu zic că două luni de zile se va rezolva problema. Și vom veni și cu modernizarea iluminatului, care o facem separat, o facem pe fonduri europene. E frumos, știți de ce? În două luni de zile, deja acum e o problemă că nu merge iluminatul public așa foarte bine în toate zonele. Merge, deci nu zice nimeni. Dar în două luni de zile, vă spun eu că iluminatul public o să funcționeze câteva ceasuri. Hai să zici de pe la... De ce? Vine primăvara, crește ziua. Ideea e să funcționeze. Și să fie semnat un contract de mentenanță pentru... Păi asta e toată problema. În momentul ăla nu mai avem nicio problemă. De altfel, nici până anul trecut, când a funcționat cu Luxtem, nu am avut probleme cu iluminatul public. Bun. Din acest punct de vedere, știți, cumva, sau mă rog, imposibil, ar trebui să fie deja doritori. A venit cineva să se intereseze de aceste caiete de licitații? Scos la licitație? Deci până nu, atunci nu. Bineînțeles. Atunci vom vedea exact cât participanți vor fi la licitație. Bun. Cât mai avem? 2 minute. În astea 2 minute vreau să vă arăt niște fotografii, că tot vorbim de poliție locală. Eu pe domnii de la poliția locală i-am văzut și pe jos, deci să nu fiu rău și ticălos, dar pe domnii de la poliția locală nu-i văd având o activitate de... Ia uitați ce frumusețe. De pe pagina Civitas și mulțumesc pentru toate. E o mașină cu număr de Timișoara, scrie TM03 TIB. Da. Uitați-vă, e în fața vis-a-vis de Ulpia Shopping Center, în fața Direcției de Sănătate Publică și mai e una în spatele ei, dacă vă uitați, parcate pe trotuar, fără probleme, și mai am exemple. Deci mai am exemple aici, pentru că nu un pic, să mai căutăm. Sunt pe pagina Civitas, vă dați ce comentarii sunt. Ia uitați. Mă gândesc, da. Încă una, centru DV. Vedeți? Ăsta e trotuar. Aici sunt mașini parcate. Deci, mare problemă. Mare problemă. Este o mare problemă, dar pot să vă spun că și ia chiar fac un apel celor care fac poze de genul ăsta, să dăie și un telefon la poliția locală, la dispecera, să se sunt în centru, nu vă supărați pe mine, sunt în centru DV, deci noi, dacă nici în centru nu patrulează poliții și nu văd... Patrulează, stați puțin. Noi ridicăm de peste tot. Dar, ca să ne ajute pe noi un pic, ar fi bine să dăie și un telefon poliției locale, să fim mult mai operativi. Că poate până vine mașina respectivă, ei pleacă. Uite, lângă casa de pensii. Semn, oprirea interzisă. Să știți că în fiecare zi se ridică o grămadă de mașini de acolo. Eu știu, deci e, de la CEC, e din față. O zonă... Da, de la CEC. Reclamă total, deci în fața showroom-ului pe centru DV, pe centru vechi al DV, deci imposibil. Deci asta trebuia ridicată clar. Ok, știu că legea zice, domnule, să parcheze încă una. Asta nu știu unde e. Apa da, la spital. Ieșirea de la spital. Și aici e, da, este ieșirea de la spital. Da, stația de autobuz, cred că. Da. Aproape, da.
Deci, practic, n-au niciun fel de problemă domnii sau doamnele care parchează. Siguranță, mașinile astea de la poliție patrulează. Dar poate până vine mașina respectivă sau până ei pleacă. Asta zic, în momentul când a parcat, cineva a sesizat, poate să spune, ne ajută și pe noi mult de tot ca să fim mult mai operativi. Da, tot la spital, vă mai arăt o fotografie tot la spital. Deci ăștia deja aici a fost total, mai dăm un pic poza, da? Aici a fost totală lipsă de, da, nu știu, de bun simț elementar. Adică chiar nu se poate trece printre aceste mașini, că zice legea, domnule, ok, să fie un metru, să poată circula pietonii. Nu există. De unde treci? Clar. Aici e zonă verde, printre astea nu poți să treci. Hai să zicem că te strecori printre astea. Bun, luăm publicitatea și după publicitate, stimați telespectatori, vă așteptăm cu telefoane 0354738888. Discutăm și de transport local, că am venit astăzi cu transportul local. Bine că am ajuns întreg, scârția mașina aia la un moment dat, din toate încheieturile, dar după pauză, mai multe. Da, am revenit în direct, stimați telespectatori. Am căutat pentru dumneavoastră ca să nu mai fie, să dăm și informație. Da? Ia, dăm, te rog frumos, laptopul. Da? Poliția locală, dispecerat, 0254-232777 sau 232777, ca să fie mai simplu. Da? 232777. 025 cu 0254 în față, deci telefon de Telecom. Este un comunicat de presă unde îl găsisem prima dată și pentru dispeceratul de la salubritate am găsit aici pe comunicatul cu dezăpezirea numărul de telefon, iarăși e prea mic, hai să încerc să-l fac mai mare, sper că se vede acum, mai puțin, da? 0254 214 143. Deci 214143, ca să fie și altfel. 0254214143. Bun. E simplu, le găsiți și pe site-ul primăriei municipiului Deva. Cred că ar fi, scoate laptopul, te rog frumos, cred că ar fi foarte important să le afișați un pic mare. Mie mi-a luat un pic de timp. Nu știu, undeva aici, salubritate, poliție, scrie destul de mic, dar... Da. Cine vrea să-l găsească, îl găsește. Bun. Că tot veni vorba de parcări, deci lumea nu prea are unde să parcheze. Spuneți-mi și mie câte parcări cu plată sunt undeva, închiriate deja, și ce se dorește să se facă pe viitor. Deci parcările pe bulevardele principale sunt fără plată. Așa. Parcările din interiorul cartierelor sunt cu plată. Avem un număr de 2500 de parcări la ora asta. Și în continuare intenționăm și identificăm, vrem până la sfârșitul anului să marcăm încă 1000 de parcări. Bun, deci practic... La ora asta avem 2500, 2500 de contracte, da, unde se deja se face... Foarte se fac, bine, aproape 50%. Se prelungesc contractele pentru persoane fizice, e 1.100.000, adică 110 lei. 110 lei, 1.100.000 în bani. Și pentru persoane juridice 320 de lei în jur pe an. Bun, plătesc, am garanția de la dumneavoastră pentru că văd. De cele mai multe ori există magazine și pe centru și pe bulevardul Decebal care se duc acolo și zic rezervat. Nu, deci cine face chestia asta o face pe răspunderea lui și ilegal de altfel. Pe bulevardul Decebal. Păi și cât s-a amendat? Păi se dau amens. Se dau amens. Poliția dă amens. Deci mâine, dacă ies pe bulevardul Decebal și văd niște capre de alea puse... Bine, în continuare pun. Deci ei primesc amens sau două zile după ce vin și pun capre. Dar ilegal. Dar și le plătesc, e foarte important. Nu plătesc. Deci nu plătesc amenziile? Nu plătesc, în mod abuziv pun capre respective. Deci unde este, are contract cineva, este marcat locul respectiv. Deci e marcat, trebuie să fie marcat cu vopsea. Exact. Bun, am înțeles. Sunt deci, anumite... Practic e o șmecherie a magazinelor. Bineînțeles, da. Bun, atenție, stimați telespectatori. Noi în spatele unde au magazii și unde descarcă, încarcă marfă, deci acolo le marcăm locul de... Bun, ei trebuie să intre la magazine, nimeni nu spune altceva. Bineînțeles, dar nu... Bunos, pe bulevard chiar era aici, așa, pe bulevardul lângă Opera, da. Unde e stația de taxiuri, acolo chiar era o problemă cu
două sau trei unități care își puneau niște capre de genul ăsta. Bun, luăm un nou telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara. Sărut mâna, vă rog. Mă numesc Ozamar Corina și de 4 ani de zile am loc de parcare pe strada Lea Cristului. Așa. De 4 ani de zile nu s-a semnalizat niciodată parcarea. Deci nu cred că mi se pare corect ca eu să cumpăr mopseaua și să o marchez. Deci datoria primăriei. Corect. De-aia plătesc locul de parcare. Și când ați fost să prelungiți contractul respectiv? Da, chiar săptămâna trecută. Și de ce n-ați sesizat problema asta? Că am văzut că nu sunt bani, abuzez. Nu există așa ceva. Noi în continuare. O să verific eu mâine dimineață problema respectivă. Ascultați-mă, veniți la mine pe stradă, vă rog locul meu. Da. Am înțeles, da. Deci nu este nici măcar un loc marcat. Am înțeles, da. O să verific eu dimineața programul respectiv. Vă rog frumos. Notați, vă rog frumos, Alea Cristu. Vă mulțumesc și eu pentru telefon și e normal ca dacă dăm un ban, bine, eu m-am enervat și n-am lăsat-o pe nevastă mea să plătească, dar a plătit până la urmă pe finalul anului. Că am zis, domnule, nici o tăbliță, nici un marcaj, nici eu ce fac. Deci noroc că ne cunoaștem cu vecinii de lângă bloc și știm că ne plătim locurile de parcare și e... Dar am mai găsit mașină parcată pe locul... meu, dar omul putea să spună orice, domnule, nu-i marcat, nu scrie, a fost un marcaj, când am plătit, au venit, au tras cu vopsea, între timp s-a dus. Deci trebuie să reverificați. Da, cu siguranță, mâine dimineață chiar am să verific problema respectivă. Bun, încă 1000 de locuri de parcare, astea cu plată? Totul, vor fi? Da, cu plată. Deci da, toate vor fi toate cu plată. În interiorul cartierilor. Am fost la Sibiu. La Sibiu este o rânduială. Vă supărați, abia am găsit un loc de parcare. Dar în momentul în care l-am găsit, am parcat mașina și am întrebat, domnule, de unde cumpăr? Prima dată era să îmi ia o țeapă puternică. A venit unul cu niște bonuri să mi le vândă și a zis 60 de lei. Cât? 60 de lei. Cât? Am întrebat cât vreți să stați, nu știu ce. Zice, domnule, în mod normal ar fi 100 de lei, 1 milion. După aia m-am dus la chioșcul de ziare și erau 4 bonuri de alea de puteam să parchez 2 zile cu ele, era 1 leu bonul, deci 4 lei. Bun, bine că m-am deșteptat. Acum m-am dus, este mașină automat, frumos, bagi leuțul, ai apăsat, ai selectat, ai făcut tot ce trebuie, îți iasă bonul, pui pe bord, n-are nimeni treabă cu tine. Bine, dar spre deosebire de Sibiu, v-am spus înainte, parcările de pe arterele principale, pe bulevardele principale la Deva sunt gratis. Gratis. Sunt gratis. Niciun fel de problemă. Noi încă n-am, cel puțin anul ăsta cu siguranță va fi gratis. Gândim și noi un sistem de parcare civilizat, cu aparate, adică să dispară tașca sau cu... Da, păi nu, dacă o faceți cu tașca, atunci e la revedere. Nu. Avem niște variante, am văzut și cum funcționează în Timișoara, în Oradea. Mergeți și la Sibiu, e la doi pași. Autostrada ne duce foarte repede, dar atenție, dacă vă plătesc la momentul ăla, dacă eu vă plătesc abonament pentru locul meu de parcare, mai îmi luați leuțul ăla. Păi nu, parcările interioarele sunt una, parcările pe bulevardele principale... Eu încerc și eu să trag scuza pe curta mea. Cu altceva. Bun, dar deci... putem, gândim, avem chiar o variantă să pentru locuitorii municipiului care dețin autoturisme, să le punem o taxă și în momentul când își plătesc impozitul la primărie, să primească un arsibild și poate să beneficieze gratuit, adică gratuit. Nu o sumă mică o plătesc la început, ci mai plătesc în cursul anului, când parchează mașinile. Am înțeles, deci să fie ca un fel de abonament cum e parcarea de la bloc. Exact. Bun, am înțeles. Transport public în comun, că vreau să acopăr cât mai multe subiecte, mă tot uit la ceas, stimați telespectatori, e și, da, uite, funcționează și pe computer bine, deci e și 37, mai avem timp și de telefoane, mai avem timp și să întrebăm, domnul viceprimar, am tot auzit promisiuni, domnule, să fie de la anul, să știți că facem transportul local. Am venit acum cu un microbus, curățel, în condițiile la cei pe jos, e destul de curat microbusul, deci ok, nu am avut. Dar aceleași condiții, deci unul mai slăbuț așa ca mine, știți că eu sunt un pic mai vizibil, știți? Ca să nu zic mai rotunjor. Eu nu intru între... Dacă mergem, da? Mergem împreună cu microbusul, o să vedeți că nu vă intră picioarele după spătarul scaunului din față. Deci, da. Foarte înghesuite.
Bașca, am zis, oare ajungem întregi? Deci scârția spatele, nu știu, avea o problemă la puntea din spate a microbuzului, una la mână și doi la mână. Când a început să-i dea, a prins un verde și a plecat un pic cu un demaraj. Mamă, o crâială pe acolo, pe la cutia de viteze, zic, aoleo, ne desfacem în bucăți. Bun, am exagerat un pic, stimați telespectatori, dar nu e normal să țâție, să scârție, să hâție. Da, foarte bine problema. Știți? Avem probleme mari cu transportul local. Și când le rezolvăm? Pot să vă spun că luna asta, în 27, când avem ședința de ordinară de Consiliul Local, asta însemnând marța viitoare. Da. Se va vota caietul de sarcini în care va fi scos la licitație. Adică se scoate serviciul de transport la licitație. Bun. Noi anul trecut, așa, o să vă spun că am făcut o consultare a cetățenilor prin niște chestionare referitor la transportul local. În funcție de cum ne-au venit chestionarele, s-a făcut un regulament. Vă spun că noul transport care va fi în Deva va fi chiar de talie occidentală. Mașini noi, mașini inclusiv și pentru persoanele cu handicap, care la ora asta o persoană cu handicap, cu cărucior sau cu... Vă dați seama, dar nu putea urca. Microbusul cu care am fost eu acum n-avea nicio fel de șansă. Dar nu există nicio mașină la ora asta. Adică nu... Da, sunt acele autobuse ca să nu fim răi până la... Le știu, dar știți cum? Am văzut și eu cum funcționează. Ele trebuie să aibă și o rampă unde poate să se lasă jos frumos. A, bun, da, știți cum? Sunt anumite autobuze. Eu am văzut mai multe autobuze. Unele se înclină special pentru ca să iese rampa. Da, deci... Ele trebuie să aibă în primul rând și un loc de depozitare a căruciorului respectivei persoane. Aoleu, păi la cât de mici astea... Păi nu, eu nu vorbesc de asta, că astea nu au. Și noile norme nici măcar nu te mai lasă să funcționezi cu asemenea mașini. Bun, eu am fost în Italia, acum mai mult până departe, dar în Italia era frumos un afișaj electronic, da? Da. În care îți spunea, la ora cutare îți ajunge autobuzul în stație. Da. Și el venea, hai să zic că întârzia un minut. La noi stai 5, 6, 7, 10 minute. V-am spus, cunosc foarte bine, avem probleme mari, dar... Se vor rezolva cu caietul ăsta de sarcini cu licitația asta? Bineînțeles, v-am spus, mașini noi, stații dotate, absolut... Afișaj? Afișaj, program. Păi bineînțeles că va fi, v-am spus, va fi un transport civilizat. Deci va fi dar programul în fiecare stație? Mari. Bineînțeles. Bun, ca să știu, doamne, la și 5 vine, dacă n-a venit la și 5, la și 6, trebuie să fie în stație. Vor fi mult mai multe trasee, se vor respecta. Avem probleme inclusiv în Zăvoi, unde nu circulă, ar trebui să circulă din 15 în 15 minute și merge de 2-3 ori pe zi. Deci lucrurile astea nu o să mai fie tolerate. Noi, de altfel, și contractele respective, contractul respectiv care îl avem, așa, cu cele două firme, el este expirat din 2010. Există un proces. Noi l-am prelungit printr-o hotărâre de Consiliu până la câștigarea noului operator. Practic, noi acum suntem într-o veșnică improvizație. Nu mai sunt. Acum, da. Până la bun. Deci ziceți că pe 27? În 27 votăm caietul de sarcini. Bun. Luăm telefon. Bună seara, sunteți în direct. N-a rămas telespectatorul, știu. Și eu am întârziat un pic mai mult. Bun. Sper să fie caietul de sarcini pe măsura așteptărilor. Da, este făcut un regulament foarte bine pus la punct și... Sunt convins că va funcționa excepțional. Ia auziți, breaking news, întrerup un pic emisiunea, da, pentru că eu am deschis ziare.com aici și a apărut foarte mare și frumos aici breaking news. Șpagă la Ministerul Justiției. Na. Cu justiția din România? Na, cred. Eu nu cred așa ceva, domnule, deci nu mai dezinformați. Ia hai să vedem ce zice știrea. Șpagă la Ministerul Justiției, fostul secretar de stat Ovidiu Putura a arestat... Acuzat de luare de mită și trafic de influență, arestat miercuri printr-o decizie a Curții de Apel București. Decizia poate fi contestată la instanța supremă. În sfârșit, judecător la Tribunalul din Bistrița a fost, da, a fost secretar de stat și director la Direcția Contencios din Ministerul Justiției, reținut miercuri, acuzat că a primit mită foloase de 30.000 de euro pentru intervenții într-un dosar. A, o nimica toată, 30.000 de euro. De ce n-ați cerut, domnul Putura? Eu ceream mită în Franța, Elveție.
Nu se mai poartă euro. Vedeți, Francu e tare. Bun, hai să ne întoarcem la problemele orașului. Dar am vrut să vă dau breaking news-ul ăsta, că e din lumea justiției și așa am început, știți? Bun, domnul viceprimar, proiecte noi, pentru că ne interesează ca fața orașului cât de cât să se schimbe. Acum știm cum e, promisiunea am auzit. Hai să le mai auzim și pe astea că-s de la început de an. Păi pot să vă spun, să încep cu proiectele care au fost începute anul trecut și anul ăsta trebuie să fie finalizate. Deci avem obiectivul principal care este și emblema DV-i, cetatea, care anul ăsta trebuie finalizată. Vorbesc pe partea care este pe fonduri europene. Acum vă întreb și eu, așa, firma care lucrează știe că trebuie să finalizeze anul ăsta? Bine, sunt niște termene clare, deci dați seama că sunt bani pe fonduri europene și nu poți să... Fi pe fonduri europene, dar știți cum e la noi. Dom'le, hai să mai ciupim ceva, hai să mai facem un adițional, hai să mai prelungim un pic. Nu. Termenul nu ne-au lăsat condițiile meteorologice. Bun, aici s-a și prevăzut. Nu poți să lucrezi când e minus. Corect, da. Pentru că știți cum e, se face restaurare și se face exact... cum a fost făcut, de exemplu, se zidește cu var și cu nisip. Am înțeles, după aceeași rețetă. Bună seara, sunteți în direct. Luăm un nou telefon. Alo, bună seara. Vă rog, vă ascultăm. O rugăminte la dumneavoastră. Vă rog. Domnul moderator. Vă rog. Dacă se poate pe o altă dată să fixați un domn sau o doamnă care se ocupe cu probleme de urbanism. De la municipiu. Interveni și noi comunele suburbane. De la municipiu? Vreți de la Consiliul Județean. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru telefon. Deci vreți de la Consiliul Județean să facem o emisiune cu urbanism. Uite, o să ne gândim, pentru că e important. Poate chemăm pe doamna arhitect șef a județului. Să vedem. Deci încă o să studiez problema. E bine că ne dați idei despre ce ați vrea să vedeți la televizor, pentru că nu știu, e important, tema e importantă. Am avut arhitecți într-o emisiune, o să reluăm tema. E bună sugestia. Bun. Ne-ați spus... Pe cetate, da. Cetatea. Pe cetate okay. Mai avem o investiție începută, apă și canalizare. Bun, cam sus, în ce stadiu este? Păi ea va fi finalizată în câteva luni. În câteva luni finalizată. Da. Rupem iar emisiunea că avem telefon. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Marian, mă numesc, sunt din Deva. Vă salut. Și vreau să fac o mică sesizare la dumneavoastră. Vă rog. Deci sunt foarte nemulțumit de mizeria care este la ora actuală în oraș. Din cauza materialului antidrapant care s-a împrăștiat cu zăpada care a fost. V-ați uitat de la începutul emisiunii? Nu. Cu asta am început, să știți. Se împrăștea foarte mult material antidrapant pe trotuare, pe străzi, dar nu-l mai adună nimeni. Și s-a făcut o mizerie de nedescris. Știți vreo stradă curată din Deva? Că asta era întrebarea care am pus-o la începutul emisiunii. Nu. Nu? Nu. Mulțumesc pentru răspuns și mulțumesc pentru sesizare. Vă mai așteptăm la punctul de vedere. Domnul viceprimar, ce spuneam? Da, chiar am discutat, chiar când am început. Da, chiar când am început emisiunea. În câteva zile se va rezolva problema. În câteva zile. Deci mai aveți răbdare câteva zile. Pentru că a și plouat, dar se rezolvă problema respectivă. Bun. 3 minute de emisiune. Hai să vedem ce alte obiective repede ne mai... V-am spus, pe cetate avem... reabilitarea, apă și canalizare. Apă și încă un pod de făcut pe cetate între incinta 2 și 3. Așa. Avem blocul 47 de pe Aleea Taylor, unde a fost problema respectivă cu alunecarea de teren. Vom finaliza respectiva investiție. O pistă de biciclete pe calea Zarandului, care pleacă de la fosta brutărie Neamț până la magazinul Oșan. Pe calea Zarandului? Da, pe DN7. Păi, să vă spun ce, domnul viceprimar, deci bun, e clar, nu știu dacă proiectul pe DN7, pe deci când ori trece aia cu tirurile, vedeți cum zboară bicicliștii, știți? Nu, este proiectat de conform standardelor, deci. Va fi pe trotuar, să înțeleg. Va fi și trotuar, și pistă de biciclete. Am înțeles, bun. Da. Deci, și va merge de la Brutăria Neamț, înseamnă de aproape de gară, până pe calea Zarandului. Bun, iau un ultim telefon ca să mulțumim telespectatorii. Vă rog, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, vă rog! O rugăminte de la dumneavoastră, mă numesc Mioara, de la Bampădoc.
Da? La intrarea în sat avem o curbă cu un pod, la care deci nu este nicio semnalizare. Poate ne-a ajutat și pe noi cumva prin intermediul poliției. Nu știu cine trebuie să ocupe. Am înțeles, poliția, dar domnul primar și domnul viceprimar trebuie să facă, de la Hărău trebuie să facă sesizarea. Da, dar tot i-am rugat, dar uitați. Și problema asta cu urbanismul, rog. Am înțeles, deci ați revenit cu telefonul. Domn sau doamnă sau pe cineva care se ocupă. Am reținut și vă mulțumesc pentru telefon. Mulțumesc foarte mult și respect deosebit. Toate bune, Doamne ajută. Bun, ultimul minut de emisiune. Da. Încă am menționat cetatea, pista de bicicletă. Parc pentru plimbarea câinilor. Așa, se va face unde? În spate la magazinul Kaufland. Așa. Și tot acolo vom amenaja o platformă pentru tinerii care cu skate-urile înțeles. Practică sportul respectiv. Skaterii, skateboard, da, patine cu rotile, absolut tot. Ceva bun, obiective un frumoase. Proiect foarte frumos, da, pentru în cursul anului ăsta? În cursul anului ăsta, da, se va finaliza. Și venim în întâmpinarea tinerilor ca să... Am avut foarte multe cereri pe problema respectivă. Da, știu. Și aici sunam la noi în emisiune și era... Foarte multe cereri am avut pe... Prins pe lista de investiții, proiectul e făcut. Am înțeles. Domnul viceprimar, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă aștept cu drag întotdeauna la TV, la punctul de vedere, pentru că... Oricând mă invitați. Cu plăcere. Pe noi ne interesează ce se întâmplă aici, la noi, în județul Hunedoara și... Reședința de județ, normal că e pe primul plan. Încă o dată vă mulțumesc. Stimați telespectatori, mâine discutăm despre noul cod al muncii. Doi invitați, domnul inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, domnul Adrian Bozdog, și purtătorul de cuvânt, domnul Sorin Istrate, vor fi prezenți la noi în studio. Noul cod al muncii și să vedem câte accidente de muncă au fost anul trecut. Avem subiecte, poate primim și sesizări, că eu tot zic aici, nu vă fie frică. Nu vă fie frică, ne revedem mâine, nu vă fie frică pentru că România nu e a lor, e a noastră.